Un șofer în vârstă de 44 de ani a murit în urma unui accident de circulație produs pe raza municipiului Gura Humorului. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Din cauze încă neelucidate, un șofer de 44 de ani a pierdut controlul volanului, iar mașina a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului. Reducerea perioadei de suspendare a permisului este prin lege condiționată de dovada plății amenzii, iar în urma unei dezbateri locale pe tema proiectului legii educației au apărut și primele concluzii. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Un șofer de 44 de ani a murit în urma unui accident de circulație produs pe raza municipiului Gura Humorului. Din cauze încă neelucidate, el a pierdut controlul volanului, iar mașina a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului. Pompierii militari sosiți la fața locului l-au găsit pe șofer blocat între fiarele contorsionate ale mașinii. Era inconștient și nu a răspuns la manevrele de resuscitare. În mașină se mai afla o femeie care nu a avut nevoie de spitalizare. Un accident rutier extrem de grav a avut loc miercuri dimineață în județul Botoșani, la ieșire din Cătămărăști Deal spre Dorohoi. Impactul a fost surprins de camera de bord a unui camion aflat în trafic. Accidentul s-ar fi produs după ce șoferul unuia dintre autoturismele implicate ar fi ațipit la volan. Un bărbat a fost grav rănit și a fost preluat de o ambulanță. Vă avertizez că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Pe imaginile surprinse de camera de bord a unui camion se observă cum într-o curbă, la ieșirea din Cătămărăști spre Dorohoi, un autoturism Hyundai a pătruns pe contrasens. Acesta a lovit în plin o autocisternă încărcată cu motorină care venea din sensul opus. Ulterior, mașina a fost aruncată în afara carosabilului, iar capul tractor al cisternei a mai acroșat un autoturism. Se pare că accidentul s-ar fi produs după ce șoferul autoturismului Hyundai ar fi ațipit la volan. Un bărbat a fost rănit. Un pompier aflat în timpul liber, care era și el în trafic, a oprit și a acordat victimei primul ajutor până la sosirea forțelor de intervenție. Bărbatul rănit a fost preluat de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Mă deplasam către Doroi în zonă și am întâlnit un accident rutier. Persoana aflată în liber blocată. Într-adevăr, persoana era scaunul șoferului prins între volan și am încercat să o țin imobilizat până la sosirea echipajelor. Am imobilizat capul, gâtul, am încercat să rămânem împreună acolo, am intrat cu el în autoturism, să rămânem împreună până la sosirea pompierilor și persoana a afirmat la un moment dat că simte picioarele, simte mâinile, dorește să ia, să ieșim împreună. Am pus să vorbim în interiorul la autoturism, am zis că a dormit la volan. Eu l-am găsit chiar dormea. La fața locului au ajuns pompierii din cadrul detașamentului de pompieri Botoșani cu auto specială de stingere cu apă și spumă și una de descarcerare. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Botoșani cu o auto specială de stingere cu apă și spumă și una de descarcerare. Pompierii au intervenit pentru înlăturarea pericolului de incendiu, fiind deconectate bornele bateriilor. Totodată au fost asigurate măsurile de prevenire a unei situații de urgență, având în vedere că cisterna era încărcată cu combustibil. Am 16.000 de litri motorină. Putea să întâmple o catastrofă aici. Catastrofă. Hai, o evitam, aveam instituare, mașini dotate, dar doamne ferește, l-aveam pe conștiință, scuze. Era inconștient el, l-a spus domnul de aici din mașină. O declarat și el, v-a dormit la domnul. Până la degajarea drumului, acesta a fost blocat pe ambele sensuri de mers. Propunerea legislativă prin care reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce este condiționată de prezentarea dovezii plății amenzii a fost votată. Legea inițiată de senatorul sucevean George Mândruță a fost adoptată de Senat cu 112 voturi pentru și o abținere. Ca inițiator al acestei legi, senatorul sucevean George Mândruță a subliniat importanța conștientizării de către șoferi a pericolului reprezentat de viteza excesivă în trafic și a consecințelor tragice atunci când au loc accidente din cauza aceasta. Cred că nu este zi în care să nu vedem la știri că un număr de accidente rutiere au avut loc și un număr de asemenea de persoane și au fost rănite sau chiar și-au pierdut viața.
Statisticile ne arată că la nivelul Uniunii Europene avem o medie de 42 de decese la 1 milion de locuitori, în timp ce în România avem 85 de decese la 1 milion de locuitori. De cele mai multe ori, cauza acestor accidente este viteza exagerată. În acest moment, pentru cineva care apasă cu putere pe pedala de accelerație și este prins de organele de poliție, îi se suspendă permisul, să spunem, pentru 3 luni. Ce face? Se duce, dacă are permisul de cel puțin un an vechime, dă examen pentru reducerea perioadei de suspendare cu o treime. Astfel a fost introdusă în propunerea legislativă imposibilitatea reducerii perioadei de suspendare a permisului de conducere fără a plăti amenda aferentă. Se dorește ca acesta să fie un motiv în plus pentru ca vitezomanii să conducă prudent. Este o măsură care cred că va duce la prevenirea, să spunem, la descurajarea vitezomanilor de a mai apăsa cu putere pe pedala de accelerație, iar ca și concluzie vom avea un număr mai mic de accidente sau, dacă totuși ele se vor întâmpla, consecințele vor fi mai puțin tragice. Mi-aș dori să avem o unanimitate pe această inițiativă, deoarece ar fi un semnal că ne preocupăm de ceea ce se întâmplă pe șosele din România și de siguranța cetățenilor. În cele din urmă, propunerea legislativă a fost adoptată de Senat cu 112 voturi pentru și o abținere. Cele mai multe accidente rutiere sunt produse de șoferi neteribiliști, care nu se urcă la volan sub influența alcoolului sau drogurilor, ci de conducători auto cu experiență care ajung să se simtă atât de confortabil la volan încât nu mai sunt atenți. Multe dintre tragicele evenimente rutiere se produc pe traseul pe care șoferul l-a parcurs de zeci sau chiar sute de ori. Cel puțin așa susține fostul pilot de raliu Titi Aur, expert în conducere defensivă. Într-un amplu interviu acordat colegei noastre Ioana Șlemco, fostul pilot detaliază motivele pentru care România a ajuns să ocupe un loc fruntaș în Europa la numărul de accidente rutiere cu victime și ce soluții poate adopta statul ca să prevină tragediile. Interviul integral va fi difuzat sâmbătă de la ora 18 la emisiunea Între Oameni. Multiplu campion național de raliuri, Titi Aur este specialist în conducere defensivă. Într-un interviu acordat televiziunii Intermedia, el a explicat de ce România a ajuns să ocupe un loc fruntaș în rândul țărilor europene la numărul de accidente de circulație cu victimă. Dar 60-70% din accidente sunt produse de șoferi exact de cei pe care îi numează noastră. Cei care conduc de 10-20-30 de ani, cei care nu au avut incidente, accidente sau abateri și în mod special și cele mai multe pe ruta foarte cunoscută. Drumul de dus la serviciu, acasă, la soacră, la unde se duce, pentru că acolo ajunge exact la această suficiență și spune, eu conduc de mult timp, nici măcar nu spune, subconștientul spune, el nu spune asta, se urcă la volan și pleacă și este pe drumul pe care circulă mereu și el consideră că nu îi se poate întâmpla nimic și intră într-o zonă de făcut greșeli mari. Neatenție, vorbește la telefon, nu păstrează distanța, nu ține cont de schimbare de aderență, nu ține cont pentru că e atât de sigur pe el. E o relaxare prea mare. O relaxare. Educația rutieră este una dintre soluțiile care ar determina scăderea numărului de morți pe șosele. Elevii ar trebui să învețe în familie și la școală cum să traverseze corect strada sau cum să circule corect cu bicicleta, iar adulții care obțin permisul de conducere ar trebui să urmeze ulterior periodic cursuri de perfecționare. Avem o problemă mare cu educația rutieră începând de la cei 7 ani de acasă, pentru că copilul în ziua de astăzi este luat de mână de părinte sau de bunic și trece cu el printre mașini și asta înțelege copilul că trebuie să facă, în loc să fie dus pe la trecerea de pietoni, să îi se spună, vezi, numai pe aici treci, doar când e semaforul pe verde, dar ce ți-am spus nu e atât de important, mai mult este când trece nenea ăla cu mașina să te asiguri că nu te lovește, pentru că nenea ăla cu mașina s-ar putea să nu fie atent, s-ar putea să nu țină frâna, s-ar putea să fie băut, s-ar putea să fie drogat și atunci faptul că treci pe aici și că e semaforul pe verde nu te ajută cu nimic dacă ăla nu oprește. Asta ar însemna educația corectă a copilului. Pe urmă, copilul ajunge la școala generală și nu se mai face nimic în școala generală, în sistemul de învățământ nu se face nimic și nu vorbesc de acțiuni punctuale făcute de poliția rutieră sau de anumite ONG-uri. Eu vorbesc de programa generală ca să învețe și copilul din ultimul cătun și copilul din cel mai bun liceu sau din cea mai bună școală din orașul reședință de județ sau de la Jean Monnet din București să învețe acele lucruri de bază, adică cum să circule pe stradă
Și atunci tânărul needucat din punct de vedere rutier, el poate să fie foarte bun la matematică, la chimie, la istorie, să fie un geniu în anumite zone de învățământ, dar nu știe să circule pe stradă, ajunge la școala de șoferi și bate la ușă și spune: bună ziua, am venit la dumneavoastră ca să obțin permis de conducere. Ce soluții au implementat alte țări pentru prevenirea accidentelor rutiere sau ce poate să facă statul român ca să diminueze numărul de accidente, aflați sâmbătă de la emisiunea Între oameni. Emisiunea va fi difuzată începând cu ora 18. Proiectul legii educației trebuie să suporte mai multe amendamente referitoare la organizarea examenelor de admitere la liceu ori colegiu, organizarea examenului de bacalaureat, dubla finanțarea unităților de învățământ particular și confesional și în niciun caz nu este o soluție viabilă desființarea învățământului special. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile la care au ajuns cei care au participat la dezbaterea pe tema proiectului legii educației organizată de Uniunea Județeană a Sindicatelor Pro-Educația. Legile educației, dezbaterea s-a încheiat, controversele au rămas. Este titlul conferinței care a fost organizată de Uniunea Județeană a Sindicatelor Pro-Educația Suceava. Este vorba despre un eveniment organizat de sindicaliști după încheierea perioadei legale de dezbatere a proiectului legii educației. La acțiune au participat 143 de persoane, angajați din învățământul sucevean și părinți care au copii cu cerințe educative speciale. Poate unii dintre dumneavoastră v-ați întrebat de ce acum această întâlnire și nu în perioada dezbaterii publice. Și am să explic pe scurt. Noi considerăm că dezbaterea publică începută în 13 iulie și încheiată în 24 august a fost programată într-o perioadă, să spunem, ne la locul ei. Adică să programeze o dezbatere publică pentru un proiect de lege atât de important în perioada concediilor de vară, când atât cadre didactice și nu numai toți angajații din învățământ doar atunci își au concediile, atunci când și părinții sunt în concedii, atunci când există și vacanță parlamentară, mi s-a părut ne la locul ei această organizare. Între cei care au luat cuvântul s-a numărat și Mihail Ciocoiu, fostul director al Centrului Școlar de Educație Inclusivă Sfântul Andrei din Gura Humorului. El a explicat de ce nu ar trebui desființate școlile speciale. Propunerea este prevăzută în noul proiect. Și problema desființării învățământului special s-a mai pus în urmă cu un număr de ani. Substratul și atunci, la această dată, nu este dragostea de copii și marea incluziune școlară, pentru că marea incluziune școlară este un mare fes. Substratul este patrimoniu. Este vorba de patrimoniu unităților de învățământ special. Și aș vrea să luați notă de faptul că foarte multe unități de învățământ special sunt poziționate în zone de maxim interes urban. Dar imaginați-vă ce înseamnă. Sunt în sală colegi din învățământul normal care cunosc ce înseamnă. Să ai într-o clasă de 25 de elevi, un elev cu tulburări din spectru autist, care mai este și hiperkinetic. Dacă ai doi, ai terminatul. Nu este vorba numai de partea de birocrație, este vorba că acest copil, fără să-și dorească, provoacă dezordine. Pentru că el nu conștientizează. El are anumite tipare comportamentale care nu se asortează cu efectivul clasei. Și un caz la care am participat în învățământul special. Un copil a intrat în criză. Colega mea, instructor de educație, îl ținea cu două mâini. Lovea cu picioarele în uși. Ce face un asemenea copil într-o școală normală, într-o clasă cu 25 de elevi și cu alte clase numeroase? Pe mine mă interesează mai multe probleme, dar în primul rând în ceea ce privește reorganizarea liceilor tehnice. Nu mi se pare corect ca să se impună un anumit profil pentru liceul pedagogic Mihai Eminescu din Dumbrăveni și vin cu argumente foarte clare. Dacă învățământul se face în sprijinul elevului, atunci elevul este uitat cu desăvârșire. Dumbrăvenii adună din jur copiii din Codul Dobii, Stalmate, deci din localități la 40-50 km Dumbrăvenii. Aceia cu siguranță nu vor veni niciodată la Suceava să învețe la nu știu care liceu, nu știu ce copil. Am o mare problemă și eu, din punctul ăsta de vedere,
deoarece vorbeam colegul meu despre interesul elevilor. Interesul elevilor este să rămână în liceile teoretice sau clasele teoretice și la liceile tehnice, pentru că, practic, noi la liceu teoretic, la clasele teoretice, la micul, la Mihai Lucescu, avem copii care vin din mediul rural, copii care nu au acces la meditații, o spunem direct, nu au acces la profesori, poate, care nu reușesc să ridice nivelul elevilor și, prin urmare, li se mai dă o șansă, mai au o șansă, prin intermediul acestor filiere teoretice, să poată să-și urmeze direcția. Ei nu sunt obligați, pentru că, sincer, și eu am fost obligată, când am fost în liceu, să fiu sudor, să fiu mecanic să, și așa mai departe, pentru că așa ne-a dictat regimul comunist. Practic, nu cred că interesul elevilor este acesta. Trebuie să avem un număr, probabil, în clasele teoretice, un număr de elevi, să le dăm posibilitatea să se pună niște condiții ca probabilitatea la bacalaureat să fie mai mare. Partidul Social Democrat a reacționat la insistențele unor politicieni de la AUR, USR și PNL cu privire la scăderea vârstei de vot la 16 ani. O astfel de măsură este considerată populistă de senatorul PSD Ioan Stan, iar eventuala modificare legislativă ar presupune un proces mult mai complex, inclusiv adoptarea unui proiect de revizuire a Constituției. Pe de altă parte, PSD se arată de acord să se inițieze o dezbatere pentru o reformă amplă a statului, care să fie transpusă și într-un proiect de revizuire a Constituției. Este incorrect să-i amăgești pe tinerii români că vor putea vota de la 16 ani, știind bine că acest lucru este imposibil de realizat în acest moment. Cu toate acestea, menționăm totuși că PSD este de acord să se inițieze o dezbatere pentru o reformă amplă a statului care să fie transpusă și într-un proiect de revizuire a Constituției. Însă un astfel de subiect, atât de important, nu poate fi tratat superficial într-o asemenea perioadă în care clasa politică trebuie să-și canalizeze eforturile pentru rezolvarea unor probleme mult mai stringente, atât pe plan intern, cum ar fi criza energetică, cât și internațional, iar aici ne referim la războiul din Ucraina, a transmis senatorul PSD de Suceava Ioan Stan. Reacția vine după ce diverși oameni politici de la AUR, USR și chiar PNL au susținut inclusiv în mediile publice că ar trebui scăzută vârsta de vot la 16 ani. Așadar, pentru modificarea vârstei de vot, este necesară parcurgerea unei întregi proceduri de revizuire a Constituției, care presupune existența unei inițiative de revizuire adoptată cu două treimi din Parlament, un examen de constituționalitate la CCR, organizarea referendumului și, nu în ultimul rând, validarea referendumului, dacă sunt întrunite condițiile. Drept urmare, în momentul de față, scăderea vârstei de vot la 16 ani nu este realizabilă, iar colegii noștri din celelalte formațiuni politice ar trebui să înțeleagă că nu este folositor nimănui să le oferim speranțe false adolescenților români, ci mai degrabă ar fi de folos să-i facem să înțeleagă pe deplin contextul complicat pe care îl traversăm, a concluzionat președintele PSD Suceava. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor și astăzi, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! A fost o dezbatere pe tema proiectului Legii Educației, organizată de Uniunea Județeană a Sindicatelor Pro-Educația, la care au participat în special cadre didactice, dar și parlamentari suceveni, părinți, să discute acest proiect al Legii Educației cu marca fostului ministru al Educației, Sorin Câmpeanu, dar așa cum a fost chiar din invitația de participare transmisă redacției noastre menționat, Sorin Câmpeanu rămâne membru în Comisia de Educație din Senatul României, iar reminiscențele proiectelor lui așa pot fi duse mai departe, nu? No, da, stai, mă scuz că intervin. Lângă sub merge și un vin. Cum ăsta, cum adică e proiectul lui Sorin Câmpeanu? Cine, păi, dar cine a scos asta? Nu e proiectul lui Sorin Câmpeanu, e proiect scos în mandatul lui Sorin Câmpeanu. El n-are nicio treabă cu, adică încă nu s-a înțeles că el n-are nicio treabă cu proiectul ăsta. Sau proiectul, cu educația? Proiectul lui s-a pus în brațe de profesorul de fizică slab cotat de la
Sibiu, care a ajuns întâmplător în funcția de președinte a României. Deloc întâmplător. Și l-a pus în braț, așa, și a zis, ia-l și fă. Adică, care e, ce treabă? Domnul Câmpeanu mai fi adăugat pe aici, pe acolo. Dar esența, adică tot ce e acolo, în mare parte, reprezintă proiectul profesorului de fizică, modestului profesor de fizică. Și el a fost făcut cu doamna Deca, că și ea a făcut parte din comisia. Nu doar că Sorin a făcut parte. A fost pus în geam așa, ca să-l vadă lumea. Actualul ministru al educației, doamna Deca, a fost consilier de stat pentru proiectul România Educată. Că Sorin Câmpeanu, că discuții, că nu mai este Sorin Câmpeanu, dar merg proiectele mai departe. Mai... Tot el a fost acolo în ceea ce privește asta cu legile educației, a fost pus în geam, numai să-l vadă lumea. Atât, el n-are nicio treabă. Și a făcut Uniunea Județeană a Sindicatelor din Învățământ o dezbatere. Dar Inspectoratul Școlar de ce n-a făcut? De ce? Pentru că Inspectoratul Școlar e pus politic acolo. Este în subordinea Ministerului Educației. Domnule, noi nu deranjăm. Cu toate că sunt noi convins... Noi executăm ce vine de la București. Da, cu toate că sunt convins că or mai fi fost inspectorate prin țară, mai ales alea cu oameni puși de PSD, care au zis, domnule, uite, acolo hai să facem așa, așa, așa. Domnule, dar măcar... Mimează interesul. Fă o dezbatere tu ca inspectorat școlar. Așa ar fi fost normal. Nimic. Dezbaterea aceasta n-a fost mimată. A fost o dezbatere de adevărat. Nu zic de asta că a fost mimată. Nu zic de asta în sine. N-a fost. Însă cu ce șanse să se audă vocea până undeva? Chiar dacă au fost parlamentari în sală, chiar dacă parlamentarii au luat cuvântul, chiar dacă poate că au luat câteva foi de hârtie pe care au... Cătălina, zarurile sunt aruncate, mai ales prin numirea acestei doamne care ministru, s-au făcut. Da. Deci ce e acolo, în esență, rămâne ce este acolo, ori mai fi niște amendamente, dar lucrurile cu greutate nu se modifică. Dar măcar oamenii încearcă. Nu se știe de unde este, că dacă or fi mai multe locuri din țară care ridică astfel de probleme, poate ia cineva în serios. În cazul de față, care a fost concluzia discuției? Una dintre concluzii, de exemplu, foarte ferm, să nu se desființeze învățământul special pentru copiii cu cerințe speciale. Și integrarea acestora, sigur, cuvântul integrare e un cuvânt cu conotație pozitivă, dar s-ar putea să fie o formă de discriminare a lor, susțin unele voci. Aici, Cătăline, asta e chiar foarte sensibilă, adică dacă faci într-un fel, îmi mulțumești pe ea și invers. Pentru că sunt părinți, domnule, dar copilul... Cerințe educaționale speciale înseamnă cerințe educaționale speciale, nu de masă. Dar și aici sunt fel de fel de cazuri. Ai copil cu autism, ai copil cu sindromul Down, ai copil cu din aia, ai copil cu din aia. Sunt grade diferite. Eu cunosc personal cazuri din astea, adică nu vorbesc că am auzit eu. Eu știu părinți care au o viață cumplită și le este greu cu copiii, știi? Dar nici nu știi cum este bine. Dacă îl duci într-o clasă, sunt copii care până la un punct evoluează, după aia intervine blocajul. Copiii sunt cum sunt copiii. Unii mai răutăcioși, unii mai buni, așa. Da. Nici nu știi cum să faci. Să-i faci în clase speciale. Adică poți să-l discriminezi mai mult într-un deci într-o asta chiar este o problemă extraordinar de sensibilă și spui copii cu nevoi speciale. Păi nu poți să compari autismul cu un copil care nu vede bine sau nu știu, sau n-aude bine. Nu? La bivolărie sunt copii care au probleme cu auzul. Unde există o școală specială. O școală specială. Eu cred că trebuie ținute, adică să se meargă în paralel și cu școli speciale și cu copii care aici trebuie să spună cuvântul psihologii și medici de specialitate. Adică ducem copilul acolo, dar până la ce punct poate să evolueze? Bun, nici nu-ți dai seama la un dat, trebuie timp. Asta chiar este o chestiune de complicată, dar cred că cel mai corect ar fi să se meargă în paralel. Sorry, să fie dar cadrele didactice de masă nu se simt pregătite. Și aici e o problemă, că tu trebuie să acorzi mai multă atenție, poate, unui copil cu nevoi speciale și neglijezi pe ceilalți. Și asta e o problemă. Știi? E greu și pentru profesori. Adică e cam complicat. Eu cred că ar trebui să se meargă în paralel. Știi? Celelalte dezbateri
au avut așa ca obiect organizarea examenelor de admitere la liceu, la colegi, organizarea examenului de bacalaureat, dubla finanțarea unităților de învățământ particular și confesional, adică și de la părinți și bani de la, e vorba despre grădinițe, despre școli, despre licee, da, și de la părinți și de la stat. Iar faci ochii umezi de căprioar, așa. Ca și cum n-aș înțelege ce se întâmplă, nu? Adică, Cătălina, e același lucru ca la sistemul medical. Că adică faci cum faci, ajungi mergi, la da, sistemul dar nu, medical. Dar nu la sistemul medical, unde la sistemul medical mergi la privat, care... Trimis de același medic care lucrează și la stat, așa, nu? Așa, și merge acolo și bună ziua, luați loc, dați jos cămașa, dar de ce, mă ascultați? Nu, să vă iau un rând de piele. Aha, îți iau un rând de piele, puneți cămașa înapoi și primește bani și de la stat. E același lucru. Dar asta e comic, că vine în contextul în care primarii, a fost domnul Loghin, a fost și primarul Sucevi și alți primari, facem apel la părinți să nu dea bani la școli. Pe partea alaltă merge aici, că dau bani și părinții, dau și bani puțin. Și de la stat. Evident, Cătălina, că aici este vorba despre un lobby puternic, totul se învârte în jurul banilor, ca peste tot. În Am jurul crezut banilor. Că zici că totul se învârte în jurul bisericii. Și în jurul bisericii se învârte. Și pe la sistemul medical e pe bani și aici este pe bani. Și este un lobby foarte puternic și hai să facem și noi niște bani de la stat. Ce e așa greu de înțeles? Și în concluzie, ca să tragi și tu o concluzie, va conta orice, să zic, rezoluție adoptată în urma acestei dezbateri, nu, orice propunere? Eu spun că nu, dar măcar așa e frumos gestul că s-a făcut. Dar s-ar putea, doamne, măcar încerci. Măcar încerci, așa cum spuneam, dacă e o voce de aici, o voce de acolo, o voce de acolo și toate trei voci formează un cor care interpretează corect o melodie, atunci sunt șanse. Dar dacă stau toți cu capul la cutie, dați aici, măcar încerci să faci ceva. Și ca aia, că a fost dezbatere publică, că a umblat prin aia, sunt de formă. Sunt pași formal, da. Ca să bifeze. Dar astea, cum a făcut Uniunea Pro-Educația, cum ar fi trebuit să facă inspectoratul școlar, sunt oameni care lucrează de 10 de ani în sistem și știu, adică pe pielea lor știu cu ce se confruntă și, dar nici aici nu sunt cu toții de acord. Că dacă vorbești cu directoarea de la școala X și cu directoarea de la școala Y, s-ar putea să aibă păreri care nu sunt armonizate. Oricum, nu, niciodată nu o să împaci pe toată lumea. Absolut, în orice domeniu și orice ai face. Dar această schimbare care se dorește a fi una radicală, ea trebuie dezbătută cu adevărat. Nu mascarada aia pe care a făcut-o prin țară, caravana cu fotografii și a făcut el un dosar. Ea au făcut alții un dosar când a făcut el și până vii, hai ia, de aici. Și mulți dintre cei care au lucrat sunt din aia filfizonați. Filfizonați din aia care vorbesc păsărească lemnoasă și care au văzut ei niște cucuri și niște avioane pe undeva. Unul a văzut în Finlanda, altul a văzut la Luxemburg, altul prin Belgia și au luat și au pus toți acolo așa într-o oală de parcă ar face borș de cum se potroace, cum e, ăla e cu amestec de toate sau? Ele acru de după mahmureală. Un borș din ăla în care pui de toate, știi? Sau ghiveci. Ghiveci. Așa. Un ghiveci și au pus toți acolo și aia așa și a ieșit ce a ieșit. Eu personal nu cunosc nicio persoană în vârstă de 16 ani care să se considere capabilă sau îndreptățită să voteze, dar înțeleg că e o campanie populistă a celorlalte partide, aici enumerăm AUR, USR și PNL, după cum atrage atenția Partidul Social Democrat. Deci alte avioane și alte cucuri. Eu n-am văzut, adică am văzut niște tineri pe stradă plângând și zic, bă, ăștia de ce ori plânge? Și mi-a zis, vezi că plâng că nu votează. Dar câți ani au, te-ai întrebat tu? Da, 16 ani după 30. Nu, mă, astea sunt niște prostii și nu interesează pe nimeni. Dar ea, hai să, e foarte simplu de verificat asta. Să se uite domnii ăștia care fac asta, mi se pare că Emil Boc a început cu... Cred că el se joacă pe la bloc copii, știi? Se la... poate deghiza, zici, că nu? Se deghizează. El așa merge să joace copii. Cu ce se joace? Cu de-ai lui. Și au 16 ani, asta e diferența. Și el 50 sau cât are. Dar
cu cine vrei să joace basket? Cu niște vlășgani? Joacă și el, cu de-ai lui. Mi se pare că de la el a pornit. Tot e foarte simplu. Să iei audiențele pe TV. Ia dumneata audiențele pe TV și vezi câți tineri se uită la emisiunile de știri. E un barometru ăsta. După aia ia și fă sondaj printre tineri. Vezi câți citesc. Unii nu știu, habar n-au cine e președintele României. Focus grupuri. Unde am citit eu undeva că la niște studenți era un făcut un reportaj. Habar n-aveau cine că nu știu educații, cum îi se scrie numele, sunt convinsă. Și l-a întrebat pe unul, pe mai mulți. Zice, care e diferența între primul ministru și premier? Și au zis niște diferențe. Altele decât că sunt alte litere în cuvinte, da, nu? Da, săriți de 18 ani, adică nu de 16. Păi nici nu interesează. Adică nu merg la voce de 25, de 23, merg numai cei care lipesc afișele la partid și merg la școală de vară cu partidul și fac discotecă și beau și se distrează și dansează și pe urmă se iubesc. Și în rest nu interesează câți tineri merg la vot. Și tu nu mergi cei de 18 ani până în 30, 25, așa, și mergi cei de 16. Nu știu, nu înțeleg care e raționamentul. Bun, ce ar trebui să fie în spatele povestea asta? De ce, nu știu, habar, de ce o temă aruncată acum, într-un context, nu știu, na, nu e chiar momentul să se vorbească. Dar nu știu, poate să mai iei de pe oala sub presiune, unde sunt atâtea probleme discutate și mă mai bași pe asta cu 16. Dar nu știu cât ține asta. Nu cred că e ceva care să aibă viață lungă. Este, nu știu cui folosește, habar n-am. Nu. Bun, la PNL... Doar așa, ți-ai să distragă atenția un la pic. La PNL, la un personaj precum Emil Boc, să zicem, e o temă. Poate are el priză la tineri. Da, el știe, la USR, iarăși, ar putea fi o temă de la Emil Boc, acum îmi dau seama. El e cu Antol. Cu Antol, acolo, da, de-aia zic. Și zice, el merge pe acolo, se fotografiază, că e mare clubist. Și mare iubitor de clubbing și din asta sau bun, deci la, de DJ-ală la și el, acolo, la USR, da. Iarăși să zicem că o discuție USR, în sensul ăsta ar merge, dar la AUR? Păi AUR mizează pe faptul că mai sunt așa tineri, că m-am uitat și m-am uitat la fotografii. Sunt în jurul lui George Simionare și o atracție așa către o anumită parte a tineretului. Are un segment de public și printre cei tineri. Asta, cu naționalismele pe care le bagă și la unii tineri prind lucrurile astea. Sunt mulți tineri care merg la care fără sat. Care zic că sunt naționaliști, pe aia pleacă cât mai repede în altă țară, nu? Da, și vin în vacanță să voteze. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor și domnilor, știrile continuă. Convoiul cu cel mai mare ajutor umanitar pentru Ucraina a plecat vineri din portul Constanța Suda Gigea spre hub-ul din județul Suceava. Este programat să ajungă sâmbătă la Salcea, de unde își va continua deplasarea către mai multe orașe din Ucraina. Sunt 1000 de tone de alimente, medicamente, vehicule de urgență și aparatură medicală pe care ucrainenii afectați de război le așteaptă. Un batalion de securitate francez escortează convoiul pe tot parcursul drumului. O navă cu peste 1000 de tone de bunuri pentru Ucraina a ajuns în portul Constanța Suda Gigea. Nava a transportat cel mai mare ajutor umanitar al Franței pentru Ucraina, respectiv peste 1000 de tone de bunuri, care constau printre altele în vehicule de intervenție, medicamente, dar și rații alimentare. O parte din bunuri au plecat către hub-ul umanitar de la Suceava. Operațiunea este denumită O navă pentru Ucraina și este coordonată de Centrul de Criză și Sprijin al Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe. Convoiul cu parte din ajutoare umanitare pentru Ucraina s-a pus în mișcare vineri dimineață, escortat de un batalion al securității civile franceze. Acest prim transport include în special vehicule de intervenție și este așteptat să ajungă la hub-ul de la Salcea sâmbătă. Eu sunt responsabilul convoiului care va ajunge la Suceava. Vom fi escortați pe drum de autoritățile române, de pompierii români, pentru a ne ghida întâi până la Bacău și apoi până la Suceava. Des véhicules d'intervention de sapeurs-pompiers, donc avec des échelles, des ambulances.
Transportăm vehicule de intervenție pentru pompieri, scări, ambulanțe, avem de asemenea și bărci, pentru ca pompierii ucraineni să poată asigura salvarea populației ucrainene. Celelalte materiale vor fi transportate în mai multe etape. Nava Acnul a plecat din Marsilia la finalul lunii septembrie. Este cel mai mare ajutor umanitar al Franței pentru Ucraina. Printre ajutoare se numără și 15 vehicule de pompieri și salvare aduse la standardele ucrainene, 19 tone de echipamente de salvare, degajare și protecție, 25 de tone de medicamente de urgență și de resuscitare și un vehicul medical dotat cu aparat mobil de radiologie. Nava a transportat de asemenea 60.000 de rații alimentare, 48 de tone de preparate și 13 tone de lapte. Tot în Ucraina vor ajunge, grație acestui transport, 5 generatoare, materiale de construcție și prelate, dar și peste 200 de metri de poduri de urgență pentru operațiuni de reabilitare rapidă a infrastructurii civile ucrainene. Restul ajutoarelor care erau pe vas vor pleca de la Constanța săptămâna viitoare spre Siret și Suceava, dar cu trenul. Vor fi 18 containere care vor călători cu trenul. Sunt 4 tipuri de mărfuri care conțin mâncare, medicamente, echipamente pentru protecție civilă și poduri mobile. Donațiile vor fi distribuite Serviciului Ucrainean de Urgență, Ministerului Ucrainean al Sănătății, dar și civililor din orașele Cernihiv și Harkov și municipiilor Odessa și Strii. Liderul seriei 1 a Ligii a 3-a la fotbal Foresta Suceava joacă sâmbătă de la ora 15 pe terenul celei de-a doua clasate Ceahlăul Piatra Neamț. În alte meciuri din cadrul etapei a 7-a, Șomus Fălticeni primește vizita nou promovatei Rapid Brodoc, iar Bucovina Rădăuți se va deplasa la CSM Bacău. Ceahlăul Piatra Neamț și Foresta Suceava țin capul de afiș al etapei a 7-a din Liga a 3-a. Cele două formații se vor întâlni sâmbătă de la ora 15 pe stadionul din Piatra Neamț, în derbiul primelor două clasate în seria 1. Într-adevăr, au o organizare foarte bună, au un lot de jucători care merită, într-adevăr, să fie pe primul loc. Va fi un meci frumos, va fi un spectacol cu siguranță. Îl respect foarte mult pe Dorin, am fost colegi, suntem prieteni pe viață, pentru că am făcut și performanțe împreună. Ca și organizare, jucătorii lui sunt foarte bine organizați, au o defensivă bună, pleacă foarte repede pe contraatac, au un joc foarte bine construit pe o posesie bună, plus se bazează foarte mult și pe fazele fixe. Dar sper ca de sâmbătă să primească mai multe goluri și să fim prieteni pe viitor, normal. El își va lua măsuri mult mai mari decât a avut până acum, pentru că știe că avem o echipă de posesie, o echipă care joacă. Ca și organizare, cu siguranță se vor organiza mai bine decât au făcut-o până acum și vor fi mult mai atenți la ce de spus, că lângă el are un om cu care am lucrat foarte mult timp, pe Tudoreanu, în care știe foarte bine cum gândesc și cum ne pregăteam jocurile când am antrenat Suceava, dar cu siguranță și ei vor avea o surpriză sâmbătă de care o să așteaptă. Fără victorie de două etape, Bucovina Rădăuți încearcă să se întoarcă cu puncte de pe terenul celor de la CSM Bacău. Șomus Fălticeni pornește cu prima șansă în meciul pe care l-are programat pe stadionul Constantin Jamaischi, în fața vasluienilor de la Rapid Brodoc. În cadrul etapei a 7-a se vor mai disputa meciurile Dante Botoșani, Știința Miroslava și viitorul Darabani, FK 2 Miercurea Ciuc. CSM Suceava debutează la finalul acestei săptămâni în divizia A1 la volei masculin. În etapa inaugurală a sezonului 2022-2023, echipa antrenată de Tudor Orășanu va juca sâmbătă de la ora 12 în sala Dumitru Bernicu, în compania echipei Știința Explorări Baia Mare.
După o pauză de 12 ani, CSM Suceava participă din nou în primul eșalon al voleiului masculin românesc. În prima etapă a diviziei A1, echipa antrenată de Tudor Orășanu va primi vizita echipei Știința Explorări Baia Mare, sâmbătă de la ora 12 în sala Dumitru Pernicu a liceului cu program sportiv Suceava. Voleibaliștii suceveni au început sezonul competițional în urmă cu o săptămână, când au jucat în Cupa României, tot acasă cu Universitatea Cluj. Iată ce a declarat antrenorul Tudor Orășanu înainte de startul campionatului. Să spunem că tracul de debut s-a risipit și reacțiile vor fi cu totul altele. Este clar că maramureșenii sunt favoriți, dar aș vrea să văd o reacție la tinerii noștri. Va fi un campionat lung și dificil și fiecare punct va conta în economia clasamentului. Aștept publicul iubitor de volei la sala din complexul LPS, pentru că tinerii noștri au nevoie de sprijin. Noi jucăm în principal cu sportivi crescuți la Suceava sau la Fălticeni și încercăm să ne batem cu marile forțe ale voleiului românesc, a declarat antrenorul Tudor Orășanu. Meciul dintre CSM Suceava și Știința Explorări Baia Mare va fi arbitrat de Cristian Boroianu din Zalău și Tudor Pop din Cluj-Napoca, iar observator din partea Federației Române de Volei va fi Florin Dimache din Galați. Întâlnirea va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook Volei CSM Suceava. În prima etapă a diviziei A1 se vor mai disputa următoarele meciuri: Universitatea Cluj-Napoca, Steaua București, Unirea Dej, CSU Știința București, Dinamo București, SCM Zalău, SCMU Craiova, CSM Constanța și Rapid București, Arcada Galați. Cele două echipe sucevene din Liga Națională de Rugby vor juca pe teren propriu în etapa de la finalul acestei săptămâni. CSM Bucovina Suceava primește vizita celor de la CSM Galați, iar RC Gura Humorului se întâlnește cu RC Grivița București. Ambele meciuri se dispută sâmbătă de la ora 11. La finalul acestei săptămâni se vor disputa meciurile din cadrul etapei a 5-a din play-out-ul Ligii Naționale de Rugby. CSM Bucovina Suceava va primi sâmbătă de la ora 11 pe stadionul Unirea vizita echipei CSM Galați. În etapa precedentă, sucevenii au pierdut cu 7-57 la Bârlad, iar gălățenii au învins cu mare emoții pe RC Gura Humorului, scor 33-24. Iată ce a declarat antrenorul Marcel Crățuleac înaintea meciului de sâmbătă. Cu siguranță oaspeții noștri sunt favoriți, dar noi am făcut întotdeauna meciuri bune pe propriul teren. Sper să reușim din nou acest lucru și așteptăm iubitorii rugby-ului sucevean în tribune. Am încercat să rezolvăm toate problemele medicale pe care le avem și să ne prezentăm cu cel mai bun 15 la partida cu gălățenii. Este una din ocaziile puține care au mai rămas din acest sezon competițional de a mai aduna puncte, a declarat antrenorul Marcel Crățuleac. În cadrul etapei a 5-a din Liga Națională de Rugby se vor mai disputa următoarele meciuri: RC Gura Humorului, RC Grivița București, Politehnica Iași, Universitatea Cluj și CSN Vodari, RC Bârlad. Știrile intermedia se apropie de final. După informațiile despre starea vremii și rubrica Gătește și zâmbește, jurnalul se încheie cu subiectele zilei. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! Această rubrică vă este oferită cu sprijinul Mopan. Cozonacul este vedeta culinară care transformă orice masă într-o adevărată sărbătoare. A face cozonac este artă, astfel că puține gospodine știu secretul, iar cozonacul moldovenesc este cel mai râvnit dintre toate. Astăzi o să vă arăt cum se face cozonacul într-o secție specializată pentru așa ceva, chiar dacă ne aflăm într-o secție de produse congelate, unde totul se întâmplă relativ cu ajutorul mașinilor. Iată că munca oamenilor nu poate fi înlocuită și o să vedeți imediat cum se întâmplă și cât este de gustos cozonacul nostru moldovenesc. Cea mai mare provocare atunci când vine vorba despre cozonac este aluatul, care necesită un timp îndelungat de preparare și frământare într-un mediu cald și fără curenți de aer. Pe linia de producție, cozonacul moldovenesc este făcut etapizat după rețeta tradițională. Aluatul are la bază ingredientele clasice, care provin din surse controlate: făină, lapte, ouă, zahăr, iar procesul tehnologic este unul de durată. Mai întâi,
ingredientele pentru aluat sunt cântărite și amestecate în vasul unui malaxor industrial care imită mișcările specifice frământării manuale. Timp de 20 de minute, aluatul este muncit de brațele aparatului. Dacă l-am face în casă, frământatul manual ar trebui să dureze cel puțin o oră. Tot procesul de fabricare începe prin dozarea materiilor prime pe care le folosim la obținerea cozonacului și la materii prime putem să enumerăm făina, putem să enumerăm laptele, oul, folosim ingrediente naturale, fabricăm un cozonac tradițional moldovenesc, iar aici de față avem un malaxor care eu aș putea zice că face minuni. Este un malaxor cu brațe tufante care imită o frământare manuală. După frământare urmează prima fază de dospire a aluatului în vasul malaxorului. Ulterior, aluatul este divizat automat pentru a pregăti fitilele pentru cozonac. Fitilele din aluat sunt aplatizate automat și ajung pe masa de formare. Astfel, am sărit peste etapa obositoare de întindere a aluatului manual cu ajutorul sucitorului. Pe masa de modelaj iau naștere celebrii cozonaci moldovenești, umpluți cu nucă și stafide. Umplutura este făcută cu miez de nucă, stafide, zahăr și cacao. Tehnologia nu poate înlocui în totalitate implicarea oamenilor. Doar mâinile iscusite ale patiserilor cu experiență pot să măestrească împletitura cozonacilor moldovenești. Cozonacul moldovenesc este așezat în tăv și lăsat la dospit aproximativ o oră până își dublează volumul. Apoi, cozonacii sunt scoși din dospitor și pregătiți pentru coacere. În această etapă, gospodinele pregătesc o bătut pentru ungerea cozonacilor, un procedeu migălos pentru care este nevoie de o perie specială și multă răbdare. Însă, în secția de producție a fabricii, lucrurile stau diferit. Acum intervine magia. În loc să luăm periuța și să ungem fiecare cozonac în parte, iată că avem un pistol automat cu care ungem cozonacii cu ou. Ia să vedem cum se întâmplă. Deasupra se pune zahăr termostabil pentru decor. Acest tip de zahăr își păstrează proprietățile și la temperaturi înalte. După ungere și decorare, cozonacii se așează într-un rastel special și se introduc în cuptorul încălzit. Acolo rămân pentru coacere aproximativ 50 de minute. Cozonacul este aproape gata, miroase absolut fenomenal. Îmi pare rău că nu puteți și voi să simțiți ceea ce simt eu aici. Arată extraordinar de bine și abia aștept să îi și gust. După ce sunt scoși din cuptor, cozonacii moldovenești sunt lăsați să se răcească lent până ajung la temperatura camerei. Acesta este rezultatul final. Arată și miroase absolut delicios. Este fierbinte și n-am putut să mă abțin. Arată foarte bine, după un proces lung l-am obținut. Putem să-l rupem, să vedem și cum arată în interior. Sincer, mi este cam milă să rup că arată atât de bine, dar este cald și o să vedeți voi imediat. Iată-l. Cum se desface așa fâșii. Acum rămâne la latitudinea fiecăruia să decidă dacă preferă varianta cozonacului muncit în casă sau, fără prea mult efort, să îl achiziționeze din magazin. După ce s-a răcit, urmează ultima etapă, etapa de congelare rapidă. Aceasta are loc în tunelurile de congelare, la o temperatură de -34 de grade, până când temperatura în miez ajunge la -18 grade. Acesta este rezultatul final, la sfârșitul zilei de producție. Avem cozonacul tradițional, moldovenesc, fabricat de Mopan și așa arată produsul finit care îl cumpără clientul în magazin. Această rubrică v-a fost oferită cu sprijinul Mopan.
La noapte cerul va fi mai mult senin în toată regiunea, potrivit meteorologilor. Doar la Vatra Turnei se vor înregistra norări temporare. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 5 și 9 grade Celsius. Sâmbătă vremea va fi în general frumoasă în toată regiunea. Cerul va fi mai mult senin la Botoșani și Târgu Neamț. La Suceava, Rădăuți, Vatra Turnei și Roman va fi variabil cu norări temporare. Vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări temporare. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 17 și 21 de grade Celsius. Cel mai plăcut va fi la Roman. Un șofer de 44 de ani a murit în urma unui accident de circulație produs pe raza municipiului Gura Humorului. Din cauze încă neelucidate, el a pierdut controlul volanului, iar mașina a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului. Pompierii militari sosiți la fața locului l-au găsit pe șofer blocat între fiarele contorsionate ale mașinii. Era inconștient și nu a răspuns la manevrele de resuscitare. În mașină se mai afla o femeie care nu a avut nevoie de spitalizare. Un accident rutier extrem de grav a avut loc miercuri dimineață în județul Botoșani, la ieșire din Cătămărești, deal spre Dorohoi. Impactul a fost surprins de camera de bord a unui camion aflat în trafic. Accidentul s-ar fi produs după ce șoferul unuia dintre autoturismele implicate ar fi ațipit la volan. Un bărbat a fost rănit grav și a fost preluat de o ambulanță. Propunere legislativă prin care reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce este condiționată de prezentarea dovezii plății amenzii. Legea inițiată de senatorul sucevean George Mândruță a fost adoptată de Senat cu 112 voturi pentru și o abținere. Cele mai multe accidente rutiere sunt produse de șoferi neteribiliști care nu se urcă la volan sub influența alcoolului sau drogului, ci de conducători auto cu experiență care ajung să se simtă atât de confortabil la volan încât nu mai sunt atenți. Multe dintre tragicele evenimente rutiere se produc pe traseul pe care șoferul l-a parcurs de zeci sau chiar sute de ori. Cel puțin așa susține fostul pilot de raliu Titi Aur, expert în conducere defensivă. Într-un amplu interviu acordat colegei noastre Oana Șlemco, fostul pilot detaliază motivele pentru care România a ajuns să ocupe un loc fruntaș în Europa la numărul de accidente rutiere cu victime și ce soluții poate adopta statul ca să prevină tragediile. Interviul va fi difuzat integral sâmbătă de la ora 18 la emisiunea Între Oameni. Proiectul legii educației trebuie să suporte mai multe amendamente referitoare la organizarea examenelor de admitere la liceu ori colegiu, organizarea examenului de bacalaureat, dubla finanțarea unităților de învățământ particular și confesional și în niciun caz nu este o soluție viabilă desființarea învățământului special. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile la care au ajuns cei care au participat la dezbaterea pe tema proiectului legii educației, organizată de Uniunea Județeană a Sindicatelor Pro-Educația. Convoiul cu cel mai mare ajutor umanitar pentru Ucraina a plecat vineri din portul Constanța Sud a Gigea spre Hubul din județul Suceava. Este programat să ajungă sâmbătă la Salcea, de unde își va continua deplasarea către mai multe orașe din Ucraina. Sunt 1000 de tone de alimente, medicamente, vehicule de urgență și aparatură medicală pe care ucrainenii afectați de război le așteaptă. Un batalion de securitate francez escortează convoiul pe tot parcursul drumului. Partidul Social Democrat a reacționat la insistențele unor politicieni de la AUR, USR și PNL cu privire la scăderea vârstei de vot la 16 ani. O astfel de măsură este considerată populistă de senatorul PSD Ioan Stan, iar eventuala modificare legislativă ar presupune un proces mult mai complex, inclusiv adoptarea unui proiect de revizuire a Constituției. Pe de altă parte, PSD se arată de acord să se inițieze o dezbatere pentru o reformă amplă a statului, care să fie transpusă și într-un proiect de revizuire a Constituției. Liderul seriei 1 a Ligii a 3-a la fotbal, Foresta Suceava, va juca sâmbătă de la ora 15 pe terenul celei de-a doua clasate, Ceahlăul Piatra Neamț. În alte meciuri din cadrul etapei a 7-a, Șomuz Fălticeni va primi vizita nou promovatei Rapid Produc, iar Bucovina Rădăuți se va deplasa la CSM Bacău. CSM Suceava debutează la finalul acestei săptămâni în divizia A1 de volei masculin. În etapa inaugurală a sezonului 2022-2023, echipa antrenată de Tudor Orășanu va juca sâmbătă de la ora 12 în sala Dumitru Bernicu, în compania echipei Știința Explorări Baia Mare.
Cele două echipe sucevene din Liga Națională de Rugby vor juca pe teren propriu în etapa de la finalul acestei săptămâni. CSM Bucovina-Suceava va primi vizita celor de la CSM Galați, iar RC Gura Humorului va întâlni RC Grivița București. Ambele meciuri se vor disputa sâmbătă de la ora 11.